În splendoarea de decor de Halloween cu dovlecii sculptați de noi azi dimineața. Și cu dansul sculptat de Roxanica? Roxanica este sculptată. Ea este, da. Cum se zice, este icoana emisiunii noastre. Poți să o sculptezi să nu fie de două ochi? Poți să nu fie de două ochi. Pe Instagramul emisiunii, pe Star Matinal, puteți să dați like-uri pozelor în care ne prezentăm fiecare opera, felul în care am sculptat noi că putem să sculptăm un dovleac de Halloween. Nu aș zice că e poate cel mai reușit dovleac cel al Roxanicii, dar fiind poza cu ea, a luat cele mai multe like-uri. Bă, nu, din contră. Nu ofticos. Eu ți-am făcut un compliment, că nu dovlea cuvinte. Eu n-aș zice că am... eu chiar n-am cel mai urât dovleac, chiar dacă am cele mai puține like-uri. Tu ai făcut 50, Beri a făcut 69, Roxana 137 și eu... Și 105, iată. În conducerea Roxana. Bravo, mă, Roxana. Bravo, bravo, bravo. Aplauze, fanii sunt în delir. Da, dar pentru că ai câștigat, trebuie să dai de băut și de mâncat. Dar nu-i ziua ta. Uite, ți-am adus o cupă. Iată, ai o cupă și o medalie. Stai, mă, nu lasă acolo, cel că mai bun decorator în doc... Nu pentru Roxana să o premiez. Stai jos că strigi. Ia cu Roxana. Ia. Băi, stai, mă, că strigi momentul. Stai, mă, nu strigi niciun moment. Claudiu, te superi? Nu. Ia, stai lângă Claudiu aici. El este Claudiu Adam, o să vorbim imediat și despre despre și cu el pasiunea pe care o are Claudiu pentru pentru drift, am înțeles bine? Da. Claudiu, Roxanica, te medaliem puțin mai încolo, că mi se pare interesant. De ce am pus-o pe Roxanica lângă Claudiu? Că întotdeauna un pilot trebuie să stea lângă o femeie frumoasă. Adică chiar dacă este puș. Adică ea este stewardess? Poate fi. Și ce spunem noi despre Claudiu, după care o să ne zică el însuși despre performanțele lui? Ei însele. Ei însele, dacă e și Roxana, iartă-mă. Da. O să vă spunem despre performanțele lui. Că este cel mai tânăr pilot de drift. De drift, atenție. Din România sau din București? Din Europa, chiar. Din Europa, complexul ăla unde se vândeau Europa și Dragonul Roșu, dacă e cupa următoare. Stai, mă, câți ani ai tu? 16 ani. Păi cum, 15 ani și ai voie să faci drift? Am plecat un pic, mă, stai, mă, un pic, deci 15 ani ai? 16. Permis ai? Nu. Păi și cum faci drifturi fără permis? Păi așa am învățat să fac, că vine poliția și face drifturi să scape. Bine, să înțeleagă oamenii, faci lucrul ăsta controlat în zone... Da, special amenajate. Dar tu dacă, de exemplu, ar trebui să dai examen pentru permis de conducere, l-ai luat fără probleme, bănuiesc. Nu știu. Sau după ce vomită instructorul. Dar chiar aș fi curios, uite, când, peste 2 ani când o să dea de permis, să mergem cu el în mașină când dă examen, să-l vedem pe polițist leșinat, îți dai seama că ăsta e obișnuit. Dar la câți ani te-ai urcat pentru prima dată la volan? La 11 ani, prima pe dată. Ce, adică mă refer pe... de aia cu pedale, mașinuță de, sau electrică. Da. La... Mașină. Dar ce ai căutat acolo? Da. Păi am fost la școala de drift. A, cream că l-a trimis. Uitați-se, taie că sunt cheile în mașină. Așa, și a zis, Claudiu, du-te să aduci cheile și el a început să se joace cu mașina. A venit cu cheile cu tot cu mașina. Unde, tu ești din București deloc. Da. Și de unde pasiunea asta? Adică, păi am fost prima dată la un eveniment în Piața Constituției, acum 5 ani de zile, iar am zis să... L-ai văzut pe Sorinele, nu-mi spune. Da. Vezi? Așa. Și am zis să urmez o școală. Iar... acum sunt un campion. Și câți cai puteai erau mașinile astea pe care le manevrezi? Dar ce mașină e? Un lăstun? Ce ai? Ce nu, am un BMW 30, cunoscut Ursuleț. A, Ursuleț, știu. Uite, ăla mai vechiuț. Uite, vezi, alți copii de vârsta lui încă mai dorm cu ursulețul din copilărie, și... el are ursulețul de fier. Da, e doar un ursuleț. Zi-mi o treabă, câți cai are mașina asta? Puțin, 650. Haide, Doamne, ce ursuleț. Deci eu cu Popescu nu avem la mașina noastră împreună 650 de cai. N-avem? Este, eu am 36. Și cu 300. Da, n-avem 600 de cai. Și noi cei care avem conducem mașini cu mulți cai putere. Mamă, 600 de cai putere. Da. Și cum e treaba asta cu drifturile? Se organizează competiții naționale, internaționale, care păi, campionate și demonstrații. Dar tu te bați, există categorii de vârstă sau concurezi cu oameni normali? Nu, cu oameni de vârstă 30-40 adică de ani. Adică poți să concurezi cu unul ca mine, de exemplu. Da, și, și să, știi când e groaznică senzația asta. Știi unde trebuie senzația asta să iei bătaie de la pușcăel? La FIFA. Deci mai joc FIFA online și îl mai au pe unul, că își mai păstrează, că și aud. Hai, eu zic, uite-mă cu cine joc eu cu ăștia de cu vocea în formare. Și mă și bat. Da.
Și fii atent, după pauză îți lansăm o provocare, aducem mașina ta în platou și facem drifturi cu ea aici. Nici măcar, nu că nu încape. Nu încape. O să de, ca să vedem cât de bine îți cunoști mașina, Beri are un flex în bucătărie, o tăi în bucăți și tu o reasamblezi la loc. În ce clasă ești? 11-a? Clasa 10-a. Clasa 10-a. Și profesorii ce păreau când aud de pasiunea asta ta? Păi mă învăiesc de la ore, iar îmi urează succes. Nu te roagă să iei acasă cu mașina? Nu. Fii atent, luăm o pauză de publicitate, după care o să... Dar ți-a zis vreodată profesoara de română, dacă n-ai știut un comentariu, ok, derapăm la toamnă. Nu ți-a zis niciodată? Nu. Fii atent, după pauză o să te întrebăm care a fost reacția părinților tăi când au aflat că tu asta vrei să faci cu adevărat, că nu e doar o toană de copil, e chiar o chestie pe care vrei să o transformi în profesie, pentru că în curând va fi o profesie pentru el, pilot de drift. Și acum cred că e. O să ne spună dacă a câștigat bani din pasiunea asta, cât petrece zilnic și dacă cât îl costă. Cât bani dau mami și tati pe treaba asta. Cât îl costă, dacă a făcut bani din treaba asta și dacă a avut vreun incident de când e el de 5 ani pilot de drift. Luăm pauză și ne întoarcem cu Adam Claudiu să facem un studiu. Am revenit în direct cu Claudiu. V-am promis înainte de pauză că o să-l întrebăm cum au reacționat părinții când au aflat de dorința asta ta de a îmbrățișa cariera de pilot de drifturi. Înainte de asta te-aș întreba dacă e periculos. Adică există riscuri să te accidentezi sau da, să te răstori? Da, foarte mare. Depinde. Serios? Da. Dacă nu ai mașina bine pusă la punct, odată poate să sară un furtun pe motor și să ia foc. Te-ai răsturnat vreodată? Nu. Vreun incident ai avut? De când da, anul trecut pe Transrarău, când am intrat cu 80 de km la oră într-un parapet. Wow! Dar mașina era ramforsată? Cum da, avea o cușcă pe dinăuntru numită roll cage, iar după accident am adus-o înapoi la padoc, am reparat-o și am intrat iar pe circuit. Mașina asta e ta? Deci, a reparat-o pe loc, ești nebun? Și după aia are kit ăla cu super glue, cu astea. Da, spune... Zin, e a ta mașina? Da. Cam cât costă pasiunea asta? Cât costă mașina asta preparată cum e acum? Ai idee așa în mare? 20.000 plus minus. 20.000 te-a costat, pregătirea ei și aranjarea. Da. Dar câte anvelope schimbi, că îți dai seama, drifturile astea te învârți cu... Cel puțin la roțile de pe spate. Da, undeva la 10-12 bucăți și cauciucurile sunt destul de scumpe. Wow, dar în străinătate te-ai dus cu mașina? Da, la Drift Kings acum 2 luni, când am avut prima mea participare în Grecia. Da. Iar m-am calificat pe locul 2 și am ieșit în top 8. Locul 8 din toată, au fost din toată lumea sau doar din Europa? Da, din toată lumea. Din toată lumea. Și din ce țări au fost mai buni, ca să mă ocup de ei? Păi din Franța au fost. Câți ani avea francezul? 21 de ani. Ah, deci tu te-ai luptat cot la cot și acolo cu ăștia de 21? Și auzi, dar cei mai bătrâni, cam câți ani au așa? Și 50 de ani. Ah, deci ăștia de vârsta lui Flic de 50 de ani pot foarte bine să... Ăștia de 64 ca Popescu? Nu, 68, te rog. Eu încerc să scol la televizor și... Da, se poate, deci la orice vârstă nu contează. Contează greutatea? Nu. Adică uite, să fie mai greu, așa, dacă ești, să fugă de fund? 90 ceva de chile, merge să mă... Da, n-are nicio fel de treabă. Ah, ia uzi. Interesant. Și spune-ne părinții, că asta vreau. Păi prima dată nu au fost de acord. De ce? Ce au zis? Păi te măi, mamă, și tu altceva. Da, mi-a zis hai să încercăm la sport și le-am zis nu, haide să mergem la o școală să vedem dacă pot să mă descurc. Iar ei mi-au zis că nu știu să conduc, că nu știu să mă uit stânga-dreapta și tot felul de chestii mai să nu fac. Pe de altă parte, e foarte bine că sunt convins că la ce antrenament are când o să fie șofer cu carnet, nu o să aibă nicio problemă în trafic. Mai ales o să accelereze tare și face așa de... Că drifturile se fac la viteză măricică. Îți dai seama că el poate să parcheze cu frâna de mână? Poți să parchezi cu frâna de mână? Da. Asta, măi, eu nu pot să parchez nici cu... Deci asta, poți să faci întoarcerea dintr-o mișcare? Da, am încercat și mi-a ieșit. Deci faci parcare laterală dintr-o mișcare? Da, cu frâna de mână. Mă, mi-ar fi plăcut să-l punem, mă, să facă... Uite, știi ce aș fi făcut eu cu el? Aș fi pus mașina ta în dreapta, mașina mea în stânga și l-aș fi să parcheze cu frâna de mână între mașinile noastre. Nu? Bine, n-ar fi fost? Eu am încredere în el. Da. Dar hai să punem mașina ta și mașina Roxănici. Nu, dar nu că sunt de gabarit egal. Păi atunci și... Roxănica cu Beri. Da, bine, vezi, n-are încredere în tine. Nu și-ar pune mașina. Am discutat despre costuri. Dincolo de banii pe care i-ați băgat, ai tăi, au băgat în prepararea mașinii astea, ai și câștigat? Ai câștigat bani, ai din bani pasiunea din asta? Puțin de la sponsori, dar nu atât cât pot să-mi acopăr toate costurile pe un an întreg.
Colegii tăi ce zic de sportul ăsta pe care îl faci? Păi mi-au zis că mă susțin și îmi place ceea ce fac. Îți place Need for Speed, jocul? Da, l-am jucat. Îți dai seama că îi place. Mulțumim, mulțumim lui Claudiu. Ținem pumnii să ajungi mai tare decât Sorinene, că pe Sorinene îl cunoaștem și noi, despre asta e vorba. Te știi cu Sorin, nu? Da. Îți dai seama. El e, cum zice, continuatorul, este moștenitorul pasiunii lui... Dacă vreți mă puteți urmări pe Instagram. Exact, unde? Te urmăresc, stai că uite intru, Claudiu. Mulțumesc. Claudiu Adâm. Nici nu ești Adâm acum. Da. Claudiu Adâm. Cum și îți dau și follow de la Adâm, Claudiu. Stai, mă, să vedem cu ce Claudiu e cu Adâm. Gata, uite-l. Cu BMW-ul aici? Da. Uite, urmărește. Are 10.000 de... Băi, da, să-mi dai follow back, fii atent. Da, vezi promit. Și mie. Băi, uite, nu fii... Băi, nu te... Ți-am dat aici. Adică mai... eu m-am... Uite, am dat... Mulțumesc. Adică a dat de la el un... Eu și nu știi, dau la vezi oricine. Că plic nu da așa oricui. Ce vorbești? Nici adică... măcar Zoia, care e producătoarea emisiunii, nu cred că... Recunosc că eu îndeplinește una dintre caracteristicile personajelor pe care le urmăresc eu. Adică? Fuge de fund. Ah, asta. Înțeles. Bun. Bine, bravo. Mulțumim frumos, Claudiu, îți dorim succes și data viitoare când ne vedem în emisiune să ai cât mai multe cupe din astea și medalii. Unde ai câștigat cupa asta? Acum aproape o lună de zile la Arena Națională când am ieșit și campion. Ai intrat direct prin peluza nord cu mașina sau cum? Nu. Să zicem.